tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru astăzi am pregătit o listă cu idei de cadouri, atât pentru el cât și pentru ea. Pentru că dacă și voi sunteți genul de persoană cum sunt și eu, căreia îi place să se pregătească din timp când vine vorba de cadouri și căreia nu-i place să rămână pe ultima sută de metri în decembrie cu două zile înainte de seara de ajun, atunci mă gândesc că acest video va veni la țanc pentru voi. Eu trebuie să recunosc că deja am început să mă pregătesc ușor-ușor să cumpăr cadouri pentru cei dragi, mai ales că anul ăsta mergem în țară, în România, de sărbători și am zis că nu vreau să mă aglomerez atunci cu toate cumpărăturile. Eu văd cumpărăturile de cadouri în avans ca o idee destul de smart pentru că, unu, nu stai sub presiune că nu găsești, că nu știi ce să cumperi, ai timp să te gândești din timp. Pe lângă asta, ai ocazia să-ți planifici bugetul în tranșe, să zic așa, în octombrie cumperi o parte, în noiembrie mai cumperi o parte, în decembrie, dacă ți-a mai rămas ceva de cumpărat, cumperi atunci, dar nu te aglomerezi cu cheltuielile toate în decembrie. Așa că dacă sunteți interesați sau interesate, vă invit să urmăriți clipul în continuare. Mi-am pregătit listuța aici cu idei de cadouri și bineînțeles că în fruntea listei trebuiau să fie parfumurile, dar aici vreau să fac o mențiune. Parfumurile sunt ceva subiectiv. Sunt de părere că la parfumuri poți să dai foarte ușor greș, de asta trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a cumpăra un parfum pentru cineva. Trebuie, în primul rând, să cunoaștem foarte bine persoana căreia îi oferim cadoul, trebuie să știm ce fel de parfumuri îi plac, dar mai cu seamă ce fel de parfumuri nu îi plac, să nu cumva să, din greșeală, să luăm ceva care va detesta total. Ceea ce fac eu cel mai des, în momentul în care mă gândesc să cumpăr un parfum pentru cineva, v-am zis, mă gândesc, băi, care e parfumul care îi place cel mai mult? Și apoi iau acel parfum și intru pe fragrantica.com. Există și fragrantica.ro, dar sincer vă recomand mai degrabă să intrați pe site-ul internațional. Asta pentru că sunt mai mulți utilizatori care își dau cu părerea acolo. Și când intri pe pagina parfumului de pe Fragrantica, mai jos este o secțiune care se numește This Perfume Reminds Me On. Sau dacă chiar vreți să căutați pe site-ul din România, se numește Acest Parfum Îmi Amintește De. Și acolo sunt câteva sugestii, sub care sunt voturi. Oamenii votează dacă li se pare sau nu că parfumul pe care tu l-ai căutat seamănă cu cele de la acea secțiune. Și să știți că de cele mai multe ori, când am cumpărat parfumuri, uitându-mă după acea secțiune, a fost o achiziție de succes, a fost un cadou de succes, așa că vă recomand foarte, foarte mult să studiați site-ul Fragrantica, plus că acolo puteți să căutați în funcție de note, puteți să căutați în funcție de acorduri, dacă vreți parfumuri fresh, parfumuri dulci, parfumuri puternice și așa mai departe. Fragrantica este biblia parfumurilor, dacă pot să o numesc așa, deci dacă vă gândiți să oferiți un parfum cuiva drag, mare, mare atenție înainte, făceți-vă temele ca să nu dați banii degeaba. A doua idee pe care am trecut-o pe listă se referă la experiențe. Experiențe precum un city break în care puteți pleca amândoi când vine vorba de cuplu sau până la urmă și tu împreună cu mama ta, tu împreună cu sora ta, cu tatăl tău, cu cine vrei, oricare ar fi persoana căreia vrei să-i faci acest cadou, poate fi o experiență o seară la spa, de exemplu, la masaj, la jacuzzi, la tot felul de tratamente faciale și așa mai departe, ce se mai întâmplă la spa, poate să mai fie o ieșire la teatru, poate să mai fie escape room, dacă persoana care îi ofere această experiență are un spirit așa mai aventuros, poate fi un parc de aventură. Știu că, uite, de exemplu, în jurul Bucureștiului era, dar nu mai știu în ce localitate, ceva aventura parc unde te dai cu tiroliana, te cazi prin copaci și tot felul de lucruri de astea. Sau uite, pentru bărbați, sau de fapt nu numai pentru bărbați, pentru dacă persoana care îi faceți cadoul este pasionată de condus și de mașini, există Academia Titi Aur, unde au mai multe pachete, din câte țin minte, de condus defensiv, de condus nu știu de care, adică îți oferă niște cursuri și poți să oferi lucrul ăsta persoanei dragi dacă este pasionată de acest lucru. Și aici, la partea cu experiențe, lista este infinită, sunt o grămadă de opțiuni. Cele pe care vi le-am enumerat sunt doar câteva. Aș putea să mai trec pe listă o bijuterie personalizată, cu toate că aș zice că în 80% din cazuri asta ar fi direcționată către o femeie. Poți să personalizezi, nu știu, o brățară, un lanț, un pandantiv, ceva, fie cu numele persoanei respective, fie cu zodia, cu constelația, cu un număr norocos, cu orice știi tu că ar bucura-o pe persoana respectivă. Sau dacă persoana căreia vrei să-i faci cadoul are un animalus, de exemplu, poți să gravezi, există tot felul de site-uri care gravează bijuterii, există niște bănuți așa, de fie de aur, de fie de argint, și poți să graveze
imaginea, mă rog, poza animăluțului sau numele sau data nașterii. Și că tot vorbim de animăluțe, aici, la fel, există un spectru foarte larg cu lucruri pe care le poți personaliza. Căni, tricouri, șepci, bijuterii, cum ziceam și mai devreme. Orice poți să personalizezi cu fățuca animalului, dacă persoana căreia vrei să-i faci cadoul are un animal de companie pe care îl iubește foarte mult, vă zic garantat că o să se bucure la lucrul ăsta. Adică, cred eu că la fiecare dintre ideile pe care le voi da se vor bucura, pentru că, până la urmă, contează gestul. Dar zic așa, ca idee, că cumva dacă implici și animăluțul în ecuație, atunci bucuria va fi și mai mare. Mai departe, puteți apela la servicii care oferă tablouri cu constelații. Ce sunt aceste tablouri cu constelații? O să încerc să vă las și o poză pe aici, pe undeva. Din ce am văzut eu cel mai mult, se fac tablouri cu constelații în funcție de zodie sau în funcție de o dată și un loc. Spre exemplu, dacă e vorba de un cuplu, puteți să spuneți, nu știu, data când v-ați cunoscut și locul. Iar apoi, cumva, aceste firme care fac aceste tablouri au un soft și creează o imagine cu cerul, felul în care arăta cerul la acel loc și la acea dată. Acum nu știu cât de exacte sunt lucrurile astea, e posibil să fie doar o strategie de marketing, dar mi se pare o idee foarte, foarte drăguță și foarte personală, ceva care vă leagă pe tine și pe persoana respectivă. O altă idee ar fi o cameră Polaroid instant. Eu sincer îmi doresc o cameră dintre aceea, să pur și simplu să oriunde merg să fac o poză și să mi-o printeze instant și să apoi, nu știu, să le pun pe undeva prin casă. Mi se pare tot așa o idee super, super drăguță, mai ales dacă persoana respectivă este pasionată de fotografie și de imortalizarea momentelor importante. Test ADN pentru arborele genealogic. Din nou, nu știu cât de bine funcționează treaba asta, dar mi se pare o idee interesantă. Am tot văzut pe TikTok diferite persoane care cumpărau astfel de teste ca să vadă practic de unde, din ce rădăcini se trag. Spre exemplu, văzusem foarte mulți americani care făceau acest test și la final le ieșea că sunt, nu știu, 20% americani și 20% europeni, nu știu, suedezi și tot felul de lucruri de astea. Din nou, nu știu cât de exacte sunt aceste rezultate, dar mi se pare un lucru distractiv de făcut. Și chiar am zis că o să încerc și eu odată să cumpăr un test din acela, să văd de unde mă trag. Un alt cadou care mie mi se pare foarte, foarte drăguț sunt kiturile do-it-yourself. Fie să creezi bijuterii, fie seturi de lut ca să-ți faci tu propriile, nu știu, căni, farfurii, după care să le pictezi. Fie seturi de creat lumânări parfumate, sunt tot felul de seturi de astea do-it-yourself. Și dacă amândoi sunteți cumva răbdători și creativi și vă place să creați lucruri în general, ar putea fi o activitate de făcut în doi super, super drăguță și rămâneți și cu amintire la final. V-am zis, fie că e o bijuterie, fie că e o lumânare parfumată, o farfurie, orice ar fi. Următorul lucru pe care vreau să vi-l recomand se referă la un brand de cosmetice, dar să știți că nu m-a plătit nimeni să vorbesc despre el. Este vorba despre produsele de îngrijire corporală de la Sabon. După mine, astea sunt cele mai bune produse ever, din câte am testat eu. Din păcate, în Marea Britanie, Sabon se găsește doar online, din câte știu eu, și prețurile sunt mult mai mari, dar în România, da, prețurile sunt un pic mai măricele, să zicem, față de Nala, de exemplu, dar au niște produse foarte, foarte bune. Eu în facultate aveam două prietene care lucrau la Sabon și prin prisma lor mai tot testam mostre și efectiv m-am îndrăgostit de produsele lor și la un moment dat îmi făcuseră cadou de ziua mea un scrub de corp. Băi, deci scrubul ăla de corp este genial. Când merg în țară, cu siguranță o să mi-l cumpăr, pentru că e, nu știu, e foarte mișto. Plus că și ambalajele sunt de calitate și când faci cadou niște produse de la ei, arată într-un fel anume. Părerea mea e că dacă vreți să faceți cadou lucruri de gen geluri de duș, scrub de corp, cremă de corp și așa, să vă orientați către Sabon, pentru că pe lângă faptul că au o calitate extraordinară la produse, ele vor arăta și foarte elegant, foarte frumos. Dacă persoana căreia vreți să-i faceți cadou este mare fan Apple și are atât ceasul, cât și căștile, cât și telefonul, v-aș recomanda un wireless charger 3-in-1. 3-in-1, auzi?
3-in-1 sau 3-in-1. O să vă las o poză aici să vedeți la ce mă refer. Am și eu un încărcător dintre acela și, Doamne, cât de bine e să le ai pe toate încărcate la un loc. Practic, singurul fir de la acel încărcător este cel care intră în priză, dar tu apoi îți lipești telefonul de prin magnet, la fel și ceasul, la fel și căștile, și mi se pare un cadou foarte practic, mai ales dacă noaptea când te culci vrei pur și simplu să le pui la încărcat, să nu stai să te mai încurci în cabluri și așa mai departe. Chiar zic eu că merită. Dacă prin jurul vostru aveți pasionați de muzică, atunci vă pot recomanda un dispozitiv pentru discurile cu vinil. Am văzut că ele acum mai nou vin și cu Bluetooth. În copilărie eu le știam sub numele de pickup, nu știu dacă tot așa îi spune și acum, dar știți la ce mă refer probabil. Oricum, o să încerc să vă las poze pentru, dacă nu pentru toate, atunci pentru majoritatea produselor despre care vă vorbesc. Dar mie mi se pare o idee foarte, foarte elegantă de cadou, mai ales dacă v-am zis, prin jurul vostru aveți persoane care sunt pasionate de muzică și, bineînțeles, dacă cumpărați acel dispozitiv, să cumpărați și câteva discuri de vinil cu artiștii preferați ai acelei persoane. Aș mai putea să vă sugerez un puzzle personalizat, fie cu poza voastră, fie cu un loc preferat, fie cu, nu știu, animăluțul pe care l-aveți în casă, ceva semnificativ pentru persoana respectivă, și de ce nu să faceți și puzzle-ul împreună. De asemenea, dacă persoana căreia vreți să-i faceți cadou este o împătimită, o mare băutoare de cafea, atunci v-aș sugera poate să-i faceți un upgrade la aparatul de cafea, sau să-i cumpărați unul în primul rând dacă nu are. Am văzut că acum există opțiuni destul de ieftine de la Tassimo, în primul rând de la Don Cafe, adică, nu știu, mi se pare că în momentul în care apăruseră aparatele astea de cafea cu capsule, erau mult mai scumpe față decât sunt acum. Și zic eu că e o idee foarte, foarte drăguță. Și ultima idee de cadou pe care vreau să vă prezint astăzi este o hartă răzuibilă. Este genul de hartă pe care efectiv o răzuiești, că na, de asta îi spune hartă răzuibilă, dar răzuiești destinațiile pe care le-ați vizitat împreună. Sau dacă, nu știu, îi oferi acest cadou fratelui tău, să zicem, atunci poate să răzuiască el singur pe unde a fost. Dar dacă oferi această hartă partenerului sau partenerei tale, mi se pare cu atât mai drăguț, pentru că puteți împreună să răzuiți harta și să vedeți pe unde ați fost împreună și pe unde mai vreți să mergeți, poate. Din nou, e genul de lucru pe care eu îmi doresc să mi-l cumpăr sau să-l primesc, cine știe. Cam astea au fost ideile de cadouri pe care eu le-am trecut pe listă. Cu siguranță sunt mult, mult mai multe opțiuni spre care vă puteți orienta. Spuneți-mi și voi ce alte idei de cadouri aveți, atât pentru el, cât și pentru ea sau pentru amândoi. Nu contează, chiar sunt super, super curioasă să văd ce mai oferă lumea cadou, pentru că, sincer, de foarte multe ori sunt în impas și nu știu ce să cumpăr. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Dacă ați ajuns până la finalul clipului, vă pup, vă îmbrățișez și ne revedem mâine cu un nou clip. Pa, pa!